cumva să vă anunț că noi lucrăm la un nou site și va fi lansat în scurt timp. Noi acum completăm cu informațiile necesare. De ce am avut nevoie de un nou site? Prioritatea noastră a fost să-l facem cât mai accesibil. În primul rând am restructurat și reorganizat și simplificat informațiile pe care le puteți găsi pe site. Adresa rămâne aceeași, nediscriminare.media. Pentru a-l face cât mai accesibil, bineînțeles, va fi tradus în rusă și engleză conținutul. Am adăugat instrumente care fac mai simplă mărirea textului, adică nu pur și simplu cu control plus, cum se face de obicei, dar mărirea organică și proporțională, astfel încât să fie cât mai vizibil pentru toată lumea. Și foarte important, aveam o schemă alternativă de culori, care este destinată persoanelor slab văzătoare. Atunci când ei vor vrea să schimbe schema de culori, site-ul va arăta așa. Și este oferă o vizibilitate sporită pentru cei care au nevoie de asta. Un proiect care va fi lansat odată cu site-ul și care noi ne mândrim foarte mult, este o nouă bază de date. Toate actele posibile care țin de discriminare, de subiectul discriminării. Aici vom avea toate actele normative naționale, internaționale, precum și deciziile Consiliului nostru pentru eliminarea discriminării și asigurarea egalității, toată jurisprudența CEDO care se referă la discriminare și hotărârile instanțelor naționale care au legătură cu subiectul ăsta. Propun să adăugați și deciziile mecanismului ONU. Da, avem și un compartiment cu alte acte, vor putea fi adăugate. După cum puteți vedea, instrumentele de căutare sunt avansate, puteți căuta după cuvinte cheie, după perioada în care a fost emis actul, după categorie, precum și fiecare dintre categoriile astea pe care le vedeți are subcategorii, cum ar fi criteriile de discriminare, organele emitente și așa mai departe. Deci, ce spune că ar fi o judiciară undeva, hotărârii instanțelor? Păi este, uitați, hotărârii instanțelor naționale. Este evident. Noi lucrăm la el, este completat. Și internațional, da? Da. Și sperăm că va fi foarte util pentru profesioniști din domeniu și pentru toți cei care sunt interesați de subiect. Super. Funcționalitatea de bază rămâne, după cum s-au obișnuit utilizatorii noștri, se pot abona la buletinul nediscriminării, foarte simplu, printr-un singur click, și ne pot contacta imediat pentru a semnala cazuri de discriminare. Deci, în rest, descoperiți site-ul nostru când îl lansăm, abonați-vă la buletin, pentru că acolo vom explica ce și cum poate fi utilizat pe site-ul nostru. Mulțumesc! Cam atât de au fost. Am atins toate subiecte. Noi intenționat am pus toate aceste prezentarea proiectelor spre sfârșit, pentru că să avem suficient timp să discutăm acele rapoarte și acele subiecte mai care au fost la început și care au trezit mai multe discuții și care posibil intuiam că vor trezi mai multe întrebări. Eu vă mulțumesc mult că ați venit. În mapă noi am încercat să punem tot ce am făcut în această, adică o bună parte din experiența acumulată în 2016 și sperăm că o să fie utilă, adică ne împărțim cu ea și sperăm că o să fie utilă în activitatea ulterioară de protejare, de combaterea discriminării în domeniul, da, în Republica Moldova. Dacă sunt careva întrebări sau ceva opinii, puteți să le spuneți. Dacă nu, prânzul avem, da, este în restaurant, de la ora 1 la 2.
da. Vă invităm. Doar câteva cuvinte de apreciere. Într-adevăr, astăzi ați prezentat o activitate de un an de zile foarte bogată în domeniul nediscriminării și protecției drepturilor omului. Deci, felicitări și succese mari în continuare. La mai mult și la mai mare.